Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Varga și vă prezint știrile Agro TV. Prefectura Galați a anunțat existența unui focar de pestă porcină într-o gospodărie din localitatea Independența. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a făcut public planul de măsuri care se impun în această situație. Până la acest anunț, în județ mai erau confirmate 14 focare în gospodăriile populației și un caz identificat la Mistreții din regiune. Genomul viral pentru pesta porcină africană a fost detectat în organele porcilor, analizate de către Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Bacău. În exploatația de la Independența, ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare pentru clasificarea trasabilității porcilor. Astfel, autoritățile locale au decis uciderea celor 16 porci din gospodăria respectivă și punerea sub supraveghere clinică a suinelor din localitatea Independența. S-a interzis ieșirea din exploatații a cărnii, a produselor din carne de porc, a furajelor, ustensilelor și altor obiecte susceptibile de a transmite boala. Pentru alte categorii de animale, mișcarea, transportul și vânzarea se face doar cu acordul DSVSA. S-a instituit o zonă de control temporar în jurul focarului, unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii. Au fost amplasate difuzoare rutiere cu dezinfectanți la intrarea și ieșirea din exploatația suspectă, se arată în comunicatul prefecturii Galați. 42 de milioane de euro este paguba produsă până în acest moment din cauza pestei porcine africane. Ultimul bilanț al epidemiei dat publicității de ANSVSA arată că sunt afectate 276 de localități din 17 județe. În total au fost eliminați 356.144 de porci afectați de boală. 5 focare din județul Satu Mare au fost stinse, iar o unitate de procesare a cărnii din județul Tulcea și-a reluat activitatea. Până la începutul acestei luni au fost despăgubiți 7.785 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de aproape 200 de milioane de lei. Politica agricolă comună este una dintre primele inițiative comunitare creată cu obiectivul asigurării necesarului de alimente în cadrul Marii Familii Europene. PAC reprezintă un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și care acordă o atenție crescândă dezvoltării rurale. În ultima perioadă, politica agricolă comună trebuie să rezolve chestiuni delicate apărute în statele membre. Subiectul a stat la baza interviului luat de reporterul nostru Marius Milea, ministrului agriculturii Petre Daia. Astăzi e o zi de lucru, punere de acord cu colegul din Finlanda privind politicile agricole comune în perspectiva 2020. Sunt lucruri care vor fi noi privind modul în care vom acționa. Politica agricolă comună se schimbă radical, pentru că de la conformitate trecem la performanță și de aici o serie întreagă de proceduri pe care trebuie să le urmăm și să pregătim ansamblul acesta instituțional și nu numai, și din punct de vedere al conceptului, în așa fel încât să intrăm și să folosim cât mai rapid cu putință instrumentele date de integrarea în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană pentru România a fost, sau integrarea în Uniunea Europeană a României a fost un succes, iar beneficiile se văd acum și peste tot. Cele mai multe ferme de vaci din România au ca scop producția de lapte, însă câțiva fermieri au sesizat potențialul financiar pe care îl au bovinele din rasa Angus de carne. Efectivul este într-o continuă creștere. Dacă în 2008 erau doar 200 de capete, acum în fermele autohtone se află în jur de 15.000 de animale din această rasă. Potrivit specialiștilor, Angus este foarte ușor de întreținut în condițiile pedoclimatice din țara noastră, valorificând foarte bine pășunile și, în general, condițiile specifice pe care le oferă România. Tot această afacere înseamnă, de fapt, să ajungem în punctul în care România să devină unul dintre principalii furnizori de materie primă, și aici vorbim de carne de calitate superioară, de vită, respectiv Angus, pentru Europa și pentru România. Este o scădere în calitățile de carne de vită provenită din Europa. Tot mai multe țări și, de fapt,
toată Europa, cumpără foarte mult din America de Sud, însă sunt țări cum sunt Germania, cum Elveția, cum sunt, nu știu, țările vest-europene care și-ar dori și își doresc să promoveze o carne crescută în Europa, pentru că până la urmă suntem în Uniunea Europeană și interesează foarte mult să nu contează neapărat că este în România sau că este în Bulgaria sau că e la ei. Interesează să fie carne de calitate superioară care, pe care o pot urmări pe trasabilitate până la naștere. Și astfel ei au văzut potențialul României, pentru că avem foarte, foarte multă pășune nefolosită. Și atunci ei activau firma care a pus bază de proiectul, activa în România deja pe partea de terenuri, au văzut potențialul cu carnea și atunci au profitat de pășunile ce le dețineau pentru a putea să le populeze cu Angus. Angusul este o rasă semisălbatică, este o rasă doar de carne, care provine din zona Aberdeen din Scoția, undeva la 1200 de metri altitudine. Este o rasă foarte rezistentă, rezistă în teorie, bineînțeles, la minus 40, la plus 40 de grade, fără niciun fel de problemă, au fătări foarte ușoare, fată singure pe pășune, stau pe pășune pe toată perioada verii, atâta timp cât avem iarbă, nu au nevoie de îngrijiri speciale. Și pe lângă asta îți oferă o genetică pe care poți lucra în partea de îngrășare. Deci noi punem accent foarte mult pe libertatea animalelor, de asta noi le ținem tot parcursul anului, le ținem doar afară, pentru că așa cum v-am spus, sunt foarte rezistente. Viței se iau de lângă mame undeva în jurul vârstei de 7-8 luni, în care intră în sistemul de îngrășare. Bineînțeles, nu băgăm un vițel la 7-8 luni îngrășare, lăsăm să se dezvolte în mod natural pe pășune, dacă avem pășune, dacă nu, cu furaje naturale pe timp de iarnă, iar cu 3-4 luni înainte de abatorizare, vițelul intră în programul de îngrășare, respectiv finisare, adică se duce mișcarea, pentru că trebuie să se relaxeze fibra musculară pentru a putea avea frăgezime, și se furajează pentru a putea dezvolta grăsime. La carnea de vită și nu doar la carnea de vită este foarte importantă grăsimea. Pe lângă grăsime avem nevoie de marmurare. Marmurarea este acele fericire de grăsime care se găsesc în interiorul musculaturii. Odată animalele ajunse la o vârstă de până la 24 de luni și ajuns la o greutate de undeva 6 kg în viu, sunt gata de, bineînțeles, trebuie să aibă într-o anumită constituție, sunt gata de abatorizare. Se abatorizează, de acolo mai departe pleacă carcasa către partenerii, către clienții noștri. Sistemul de creștere al păsărilor în sistemul free range a fost adoptat de câțiva ani și în România. Pe scurt, avantajul acestui sistem ecologic aplicat în microferme înseamnă creșterea găinilor la sol cu acces liber și continuu în timpul zilei la pajiște, iar ouăle obținute sunt inscripționate cu cifra 1. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Găinile fericite fac ouă mai sănătoase, iar afacerea pare să prindă contur din ce în ce mai mult în industria noastră avicolă. Ne ocupăm de partea de ouă sănătoase pentru tot ce înseamnă populația României și nu numai. Avem o categorie de ouă pe care o lansăm acum la Indagra. Practic am luat hala de găini, am adaptat-o, i-am pus niște uși, astfel încât găinile ies pe iarbă, pe lucernă și se bucură de soare și iarbă verde. De unde a pornit această idee de a crește găinile într-un mediu în aer curat, să spun așa? Practic ne-am inspirat de la consumatorii noștri. Consumatorii noștri își doresc un produs sănătos, își doresc ca găina să fie fericită. Ei sunt cei care ne cumpără ouăle și în felul acesta ne-am gândit că am putea să venim în întâmpinarea nevoilor cu produse de genul acesta. Am văzut că aveți niște ouă special pentru copii. De ce este important consumul acestor ouă de la găini crescute într-un mediu natural pentru ei? Ținem foarte mult la segmentul acesta copii. Ne gândim că ei trebuie să crească sănătoși în familiile în care trăiesc. Am făcut produsul, este o caserolă roz, provine de la găini hrănite cu cereale nemodificate genetic. Ne gândim că dacă organismul copilului e sănătos, mintea lui e sănătoasă și va crea și un viitor frumos aici în România, la noi acasă. A fost nevoie de 50 de ingineri români și de 4 milioane de euro ca să reapară în agricultura internă primul tractor autohton. Este o inițiativă privată care și-a propus ca acest utilaj să fie destinat cu precădere fermelor mici și mijlocii. Înainte de lansare, care a avut loc la Indagra, prototipul a fost testat în România și în Italia, iar până la finalul acestui an se va încheia procesul de omologare la Registrul Auto Român. Prețul de pornire pentru un astfel de tractor agricol va fi de 34.500 de euro. 65 de ani de experiență, vedem primul tractor românesc aici la Indagra.
Da, deci fabrica a fost fondată în 1953 la Reghin, iar ca și experiență în producerea de tractoare articulate forestiere avem peste 60 de ani. Din 2010 am început ansamblarea tractoarelor în fabrică la noi sub licență Belarus, iar acum, în 2018, după 5 ani de proiectare și inovație, am reușit să prezentăm la Indagra primul tractor conceput, creat 100% românesc. Cu ce este în evidență acest tractor? S-a urmărit foarte mult în proiectarea tractorului, ergonomie, nivelul de putere al tractorului, am încercat să-l pliem cât mai mult pe necesitatea fermelor mici și mijlocii. Sunt disponibile trei variante de putere, 86, 95, 102 cai. Ce înseamnă transmisie, punți, au fost toate concepute la noi în cadrul companiei, de către departamentul de proiectare. Cabina este concepută tot așa în cadrul companiei, ca și dotări de confort. Putem menționa sistemul climatronic, scaunul cu perne de aer și scaun încălzit. Sunt fermieri interesați de aceste modele? Da, deci a existat pe parcursul târgului un interes imens. Ne-a depășit chiar și așteptările noastre în materie de vizitatori. No. Toată lumea este foarte mulțumită că în sfârșit văd un tractor românesc. Și acum vom continua seria testărilor, seria îmbunătățirilor. Aceste trei modele cu care am ieșit acum sunt prototipuri. Ele vor mai urma să aibă o serie de îmbunătățiri. De când? De după Indagra. Urmând ca din aprilie 2019 să intre în producția de serie cu toate modificările necesare pentru a avea un produs competitiv. IR22 este primul model de tractor românesc produs începând cu anul 1946 la uzina Tractorul Brașov. Încă de la început, producătorul postbelic a primit o comandă de 5.000 de bucăți din partea statului. Acum, după atâta mare de vreme, se pregătește să iasă în câmp cel mai nou tractor autohton. Liderul APAR, Laurențiu Baciu, a primit cu multă bucurie această renaștere tehnologică, dar nu este la fel de optimist în ceea ce privește rezistența în timp a acestui produs. Firește, este vorba de rezistența afacerii, nu a utilajului. Urmăriți un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de către șeful acestei ligi a producătorilor. La acest eveniment nu a lipsit nici ministrul agriculturii. Primul stand pe care l-a vizitat a fost acolo unde a apărut primul tractor românesc. Da, tocmai înainte de a ajunge și eu la standul ăla, a trecut să-mi la un stand care se apropie de România. Era un stand din Moldova și unii m-a impresionat utilajele pe care le fac moldovenii și noi nu suntem în stare să le mai facem. Ei nu le-au avut și le au acum. Noi le-am avut și nu le mai avem. E adevărat că a apărut acel tractor românesc, destul de timid. Probabil cu timpul, dacă o să știu eu, o să și introduc puțină, mă rog, automatizări pe acel tractor, va putea să concureze cu celelalte de piață și cred că mai toți fermierii s-ar îndrepta spre un produs românesc, dacă bineînțeles și performanțele sunt apropiate de cele care ne vin de afară. Credeți că statul, ministerul ar trebui să încurajeze industria autohtonă? Lucrul ăsta trebuie să-l facă de la început, adică practic trebuia să fie din 89 o încurajare permanentă a produsului românesc. Din păcate, a fost o încurajare a distrugerii produsului românesc și chiar dacă după 30 de ani începem să ne trezim, cred că e târziu și chiar dacă n-ar fi târziu, după cum ne-a demonstrat timp de 30 de ani guvernanță, că noi nu putem dezvolta nimic, nu putem atinge performanța numai cu promisiuni. Dar se fac multe promisiuni în momentul de față, s-au făcut chiar și astăzi. Da, nu sunt străin de ele, dar eu vă spun ca practicant al acestui domeniu e că agricultura cu promisiuni nu o să poată să facă niciodată, așa că de câte ori vedeți o promisiune fără acoperire, să știți că nu ajută cu nimic.
14 companii din Republica Moldova, membre ale Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, s-au lăudat cu bunătățile lor în cadrul Indagra Food București 2018. De remarcat faptul că participarea basarabenilor la expoziție a fost asigurată și prin suportul financiar al Băncii Mondiale. Companiile participante sunt producătoare de miere, prune și struguri de masă, fructe și legume congelate. Ca rezultat al participării la Indagra Food, producătorii își propun să fortifice relațiile cu actualii parteneri și să identifice noi cumpărături. Indagra Food este cea mai importantă expoziție din industria alimentară organizată peste Prut deja de 9 ani. Anul acesta, evenimentul are loc într-un spațiu expozițional nou cu o suprafață de circa 12.000 de metri pătrați, inaugurat în toamna anului trecut. Ediția 2017 Indagra Food a adunat împreună peste 260 de expozanți din 18 țări. Producătorii de fructe și legume din Republica Moldova participă pentru a patra oară la expoziția internațională. Participarea producătorilor moldoveni la eveniment este facilitată de Moldova Fruct și de suportul financiar asigurat de proiectul Agricultura Competitivă în Moldova, finanțat de Banca Mondială. În an centenar, meșterii populari din Moldova se simt responsabili să îl marcheze cum știu cel mai bine, și anume, făcând obiecte cât mai frumoase care să arate din nou că România are tradiții de neegalat. Asociația Art Meșteșugurile Prutului a organizat la Iași un eveniment expozițional care a fost primit cu mare interes de oamenii cetății. O parte dintre cei mai cunoscuți meșteri populari din zona Moldovei, dar și din Republica Moldova, au venit pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași. Evenimentul a fost organizat de Asociația Art Meșteșugurile Prutului. Cei prezenți au venit cu obiecte făcute cu migală, tradiționale. În an centenar, se simt responsabil să îl marcheze cum știu mai bine. Fiind contemporan cu un asemenea eveniment, cred că foarte mult. Deci o să, probabil, nepoții noștri sau strănepoții noștri să aducă aminte că bunicii lor au participat la centenarul Marii Uniri. Anul ăsta parcă aveți mai multe produse pe la târguri. S-a diversificat și tematica și felul în care dumneavoastră reușiți să vă prezentați ceea ce realizați. Da, e un lucru bun. Încercăm să facem cât mai multe lucruri, cât mai frumoase. Toate sunt frumoase, dar încercăm cât de cât să fim pe gusturile, pe placul tuturor, și a tinerilor și a celor mai în vârstă, și să facem lucruri noi mereu, să ieșim cu ceva nou. Doamna Ivănușcă lucrează împreună cu soțul, căci este o afacere de familie, iar lucrurile merg bine când sarcinile sunt împărțite. Legat de centenar, eu am spus-o de multe ori, oriunde am fost în țară, că am mai fost la târguri și peste tot în țară. Legat de centenar, noi avem o comoară, ce asta legată de tradiție, care ar putea fi promovată și care ar putea să ne reprezinte mult, mult mai bine peste hotare decât alte lucruri. Pentru că ce este aici, vedeți dumneavoastră, este pur românesc. Despre asta este vorba. Ar putea să mergem cu pieptul deschis. Noi, nu știu dacă știți povestea noastră, am fost plecați în afară și stând acolo am observat cum străinii își promovează ce este al lor. Ceea ce ei spun, patriotism, este al nostru, avem și noi. De asta vreau să spun că am putea să promovăm mult mai mult, chiar în afară mă refer, lucrurile noastre. Meșterii populari găsesc mereu resurse pentru a realiza obiecte cât mai frumoase și care în timp să arate că România are tradiții de neegalat. Crama Dobrogeană Vinuri de Măcin marchează centenarul Marii Uniri prin lansarea unui vin în ediție limitată cu nume și număr sugestive. Moștenirea 1918 de sticle. Cu pași de fetească neagră și băbească neagră, vinul Moștenirea a fost lansat recent în capitală, iar după cum spun cunoscătorii, această licoare este, citez, rezultatul curiozității vinificatorului de a lua ce e mai bun din pământ.
pământurile Dobrogei. Acest fin este un asamblaj între fetească regală și băbească neagră. Sunt două soiuri românești, soiurile care România trebuie să se bucure, să se mândrească. Aceste soiuri trebuie să, după mine, trebuie să fie soiuri ambasadorii vinurilor românești. Creaba măcină este o cramă tânără, să spunem, din 2003 înființată, are 300 de hectare în exploatare, produce în jur de 2 milioane de litri pe an. Avem 8 soiuri care sunt vândute sub 4 branduri: Curtea Regală, Pellegrino, Moștenirea și Trei Brațe. Simți fructele, simți prunele, fructele de pădure, eu le simt. Un poveste foarte frumoasă atunci când prezinți un vin, dar chiar se simt. Putem spune că e un vin deosebit? Este ca și această prezentare, e un vin deosebit ca și oamenii care îl fac. Merită ca vinul românesc să fie promovat? Eu chiar asta fac la Brașov, promovez vin românesc și numai vin românesc. Asta încerc, bem foarte multe prostii de afară, unele sunt bune într-adevăr, dar marea majoritate sunt niște porcării. Mulți oameni din România habar n-au unde e California pe hartă, ca să zic așa, sau unde este Chile, dar ei beau vin de Chile, vin de California. Ne bucurăm pentru că sunt oameni încântați și este un eveniment deosebit pentru noi. Vă mulțumim pentru că ați venit. Oamenii au înțeles ce înseamnă vinul românesc, vinul din Dobrogea. Eu sunt sigur că oamenii au înțeles lucrul ăsta. De altfel, mesajul meu a fost axat către soiuri autohtone, a fost axat către întoarcerea la origini. Cred că este momentul în acest an, anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, de la unirea noastră a tuturor românilor, să vorbim despre soiuri românești. Cred că fetească neagră, cred că băbească neagră merită acest lucru. În această seară avem fetească neagră și băbească neagră în pahare, avem vinuri pe care trebuie să le respectăm. Avem vinuri despre care trebuie să vorbim. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știri@agro-tv.ro. Imediat urmează AgroMeteo și după emisiunea de comentarii și dezbateri Agricultura la raport, realizată de colegul meu Ovidiu Ghinea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă de tip stratiform sau ceață, îndeosebi în regiunile extracarpatice, unde trecători și pe spații mici vor fi asociate cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, pe litoral și la munte, în special pe creste. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade, ușor mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine, în regiunile intracarpatice, precum și în zonele de deal și de munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, iar ca aspect predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin. În restul teritoriului, pe fondul prezenței în cea mai mare parte a timpului a norilor joși asociați trecători și pe arii restrânse cu ploi slabe sau burniță, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor normale acestei date. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, cu precăderea munților Banatului, precum și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 23 de grade. Dimineața, în zonele joase de relief, local va fi ceață. În stratul de sol 0-20 de centimetri, conținutul de umiditate în cultura grâului de toamnă va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică și extremă în aproape toată țara. Rezerva de apă din sol se va încadra în limite satisfăcătoare, local în centrul și nordul Transilvaniei, izolat în nordul Olteniei. Menținerea deficitelor ridicate de umiditate în sol va determina efectuarea cu dificultate a lucrărilor agrotehnice,
hidrolice în câmp, precum și încetinirea proceselor de vegetație la culturile de toamnă. De asemenea, starea de vegetație a plantelor se va menține bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă și pe terenurile cu aprovizionare satisfăcătoare cu apa solului, respectiv medie și slabă în culturile înființate tardiv și pe arealele agricole unde se vor semnala în continuare deficite de apă în sol. În general, lucrările agricole specifice se vor efectua în condiții relativ bune. Finalizarea lucrărilor de eliberare a suprafețelor de resturile vegetale și efectuarea arăturilor adânci de toamnă. Continuarea aplicării îngrășămintelor pe bază de azot și fosfor la culturile de toamnă. Efectuarea lucrărilor de întreținere în plantațiile pomi viticole.